Ioan, mână scurtă. Citirea a doua, nu ultima. Ediția a doua, revăzută. Citirea a doua sau o nouă intrare în psalm. Prefață de academicianul Valeriu Matei. După citirea acestei cărți, am încercat mai multe modalități de a întocmi o prefață, optând în final pentru celebrul Ex Libris Argezian, carte frumoasă, cinste cui te-a scris, încet gândită, gingaș cumpănită, ești ca o floare anume înflorită, mâinilor mele care te-au deschis. Citirea a doua a lui Ioan Mână Scurtă e într-adevăr o carte frumoasă, ce te fascinează de la primele pagini parcurse, și te ține în mreaja marilor fantome de reverie, umbră și aromă, pe care omul de sânge din popeștii de sus le-a zămislit luând din pisc noroi. Urlutul din care am fost biblic noi înși necreați nu e cel portat pe tălpele cizmilor, ci e pulberea ce se vântură încă de la facerea lumii, sus, pe piscuri, între ceruri și pământ. Iată de ce și acele fantome zămislite de scriitor sunt vii și dăinuie în noi cu și printre noi. Ele sunt chiar gândurile noastre despre gândire și gând, despre timp, timpuri și eternitate, văz și privire, formă de și conținut, naștere și moarte, trecut, prezent și viitor, credință și neîncredere, simptome și prevestiri. Într-un cuvânt, noțiuni și definiții cunoscute oricui, dar nu la îndemâna oricui, mai ales dacă e vorba de interpretarea lor. Frumusețea citirii a doua lui Ioan Mână Scurtă rezidă în faptul că ea, cartea, e și adevărată prin tainul de înțelepciune ce îl conține și prin modalitățile inedite de interpretare artistică a noțiunilor și definițiilor, ori aceste înțelesuri vin odată cu trecerea timpului, anilor vieții, abia înțelese pline de înțelesuri, înseninându-ne eminiscian fruntea în copilărie și în tinerețe, ele devin pe deplin înțelese la maturitate, brăzdându-ne fruntea cu plugul deșertăciunilor. Înțelegerea unor adevăruri nu ne aruncă însă în disperare, ci ne facilitează intrarea în psalm, un spațiu al iluminării și liniștii prin conștientizarea rostului tuturor lucrurilor. Sunt mai bine de 40 de ani de când îl știu pe autorul citirii a doua, pasionat de filosofie, fizică și astronomie, de teatru și poezie, de literatură de anticipație, gen în care a dat câteva titluri de referință, Bărbații Universului, Mâine când ne vom întâlni pe pământ și romanul Artefact, de mare succes la copii și adolescenți, cunoscând mai multe ediții. Pasiunile sale întrupându-se în cărți de eseuri, novele și poeme, în albume de istorie și antologii de science fiction și de poezie, de astfel că Mână Scurtă, având atâta experiență rapsodului și a povestitorului, cât și pe cea a cugetătorului zgârcit la cuvinte. Știe să glișeze în textele sale, de la formulări lapidare concise și ascuțite ca lama unui briceag, la narațiuni parabolice cu înțeles ambigu și la poeme în proză sau în vers alb, intrând în dialog direct cu alți autori și alte cărți. Grație stilisticii remarcată de Mihai Cimpoi, în cazul romanului Artefact, se păstrează și în această ultimă carte a sa, devenind unul dintre însemnele esențiale ale scrisului lui Ioan Mână Scurtă,
de la volumul de drept Noi și gândurile noastre, scris în 1979 și până la citirea a doua din 2017. La finele lecturii unei astfel de cărți, sufletul ți-e plin de lumină, iar cugetul se întristează la gândul că toate aceste fantome de reverie, umbră și aromă și-ar sfâșia sieși inima adioma califarului din delta Dunării, dacă ar avea viață și înțelegere de sine, într-o aș da seama că oricine, orice interpretare umană e atât de relativă și subiectivă încât nu rămâne aproape nimic din alura lor de eterne înțelesuri. Și totuși, doar grație acestor interpretări, marile adevăruri fac parte din viața noastră, astfel că jertfa lui Ioan Mână Scurtă e doar aparent zadarnică. Citirea a doua, nu ultima, e o replică dată uitării de sine, de noi, de existență și eternitate, chiar dacă adioma viorii arghezienii cântă iubirea toată pe un fir de păr și nu răspunde la nicio întrebare. Valeriu Matei. Văzul, privirea. Cuvintele acestea pe care încerc să le pun în valoare, unele fiind și niște haine pentru niște gânduri, se iscă anapoda, ca norii de ploaie în dimineața zilei, în amiază sau oricând, cu excepție ferește a timpului și a secetei în care le și îi aștepți. Vin repede și pleacă și mai repede, lăsând în urmele nici măcar amintiri, doar idei de amintiri. Am bănuit întotdeauna că sunt niște nostalgii ale furtunilor care nu s-au maturizat sau se consumă în alte dimensiuni. Astfel zis, pentru că altfel nu pot zice, nostalgii ale unor neîmplinite iubiri. Mă gândesc, firește, la neîmplinirea Cosminei pe care s-a întâmplat să o iubesc la 6 ani. 6 ani ai mei pentru că ea era mai înaltă. Nostalgiile nu au amintiri deoarece ele însele nu sunt decât senzații amintirii, niște păreri străvezii culea zburdând între ceruri pe care nu le vedem, dar de fapt al nevederii noastre nu ne dă dreptul să le punem la îndoială existența. Într-o altă lumină, de infraroșu, de exemplu, în ultraverde, de exemplu, sau în ultra-albastru de Voroneț, tot de exemplu, ar putea să se facă vizibile mulțime de făpturi. Într-o și mai altă lumină, în indigo, de exemplu, sau în transviolet, de exemplu, numărul obiectelor și ființelor devenite brusc vizibile ar putea să se îndoiască sau chiar să se înmiască. Dacă unele cuvinte sau fraze au un înțeles imediat și domestic, e ca să înțelegeți că în clipa cea repede mă preumblu și eu prin viață cu un înțeles al meu. Constat că ca să pot muri, am înțeles să trăiesc. Cine nu crede, nu mă vede. Ca să nu mă las de trecut, trebuie să prind un gând din viitor. Planetar vorbind, există suficientă transparență pentru atâta treabă, nu însă și suficientă putință de a vedea cu vedere. Fiind al timpului, sunt al vostru, extratemporal. Sunt numai al meu, în sensul confundării cu dânsul.